Și vorba aia cu răbdarea, trec și marea. După ultimul podcast am zis că fac o pauză destul de mărișoară. Dar am venit Doar la tine și atât. Bum! Da dar care-i locul meu? <coughs> Este un monolog la 12 oameni furioși, unde cumva mă reprezintă la un moment dat. E, e despre... Bine, nu știu dacă știi 12 oameni furioși. Eu joc acolo o persoană destul de homofobă și în final vorbesc despre copiii care au trăit într-un mediu bolnăvicios, dacă pot să zic așa, prin care am trăit și eu prima dată o să fac asta, tu de seama, e tot timpul am fugit de astfel de... Doamne, Dumnezeu, și eu care am zis că nu mai am ceva nou pentru podcastul și nu mai vin. Eu nu vă înțeleg, oameni buni. Toate mofturile astea nu fac doi bani. L-ați văzut la fel ca și mine. nu -mi pot spune acum să cred în copilul ăsta. Știu din ce a luat e. Am trăit printre ei. Oamenii ăștia minde îngheață apele. Ce mama dracului! Ce mama măsii să vă zic eu! Știu asta! Am trăit printre ei! Oamenii ăștia sunt niște paraziți! Eu nu vă înțeleg, oameni buni! Și multe, multe, multe. Familia? Păi dacă familia sunt eu... Familia mea, oamenii din jurul meu... E e porul meu, este aerul meu, este sursa mea de inspirație. Nu ai cum să, nu, să ai familie și cumva familia să fie pe plan 2. Chiar dacă unii acum, bun, unii cred că familia înseamnă doar soții sau soț și copii. Familia înseamnă soră, frate, mamă, dacă ea ai tată. Pentru că fiecare om în viața lui are tot dreptul să creadă în ce vrea să creadă și să fac ceea ce simt el și crede că e mai bine pentru el. Pentru mine, acum, familia mea, este mama, mătușa, surorile, nepoatele, în curând. Mama, tot timpul, a fost acea persoană care întotdeauna a încercat să ne, să ne zică ce înseamnă de fapt să fii om matur și ce înseamnă să fii un copil, un om corect. În viață nu trebuie să faci asta, 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 trebuie să iubești, trebuie să-ți să, să, să placă frumosul. Deci, pentru tot ceea ce sunt eu acum, în afară de tot ce înseamnă umor, că umorul cumva l-am moștenit de la Tai, cum Dumnezeu să-l ierte, dar bunătatea și. Uh, pentru că eu sunt un om bun, chiar dacă pentru unii pare că eu sunt foarte rău și arogant și. dar pentru că nu, nu mă cunosc cu unii oameni. Ideea e următoarea, unii din neștiință, nici măcar o dată în viață, nu m-au văzut ca să ciocnească cu mine la un eveniment sau cumva ca să înțeleagă cum sunt eu. Mulți cred că eu sunt acel Emilian Crețu din neatins nu există și n-a existat niciodată în viața așa ceva. Indiferent când mă întâlnesc cu cineva pe stradă sau nu un eveniment, cine n-ar fi acea persoană? Eu tot timpul cuprind omul. Chiar dacă unul pare o lecție că nu știu ce, că e de la țară, chiar dacă o lecție că e mai răpănoșel, că a fost la lucru. Tot așa am fost și eu. Am fost și eu la lucru. Eram și eu cu mâinile murdare, cu hainele murdare. că adică eu, maximal, tot timpul încerc să, să cuprind omul și să simt energia lui. Pentru că din moment și el apreciază ceea ce fac eu, normal că o să fie o conexiune foarte frumoasă, indiferent, lăsând la o parte hainele care sunt pe noi, că nu este despre asta. De aia și eu, indiferent, eu nu mă uit că dacă el e la cravată și so femeia nu știu cum, eu nu mă și zic Noi toți suntem oameni și asta trebuie să învățăm. Că sunt momente când stau cu gura plină și cineva se apropie, dar niciodată n-am bruscat pe nimeni. Zic, da, ok, nicio problemă. Și îmi dau seama că, băi, poate ar fi trebuit să fac o mică pauză. Dar și eu nu pot să mă supăr pe asta. N-am cum. Da, sunt momente când, iată, acum la, la, ziua orașului, m-am ieșit cu soră mea, cu Dima, cu mai mulți și zic, prins și eu din plăcis, mă mai uit cum era timp, când am student, să mănânc un șașlăcioc de vreo 200 ceva de lei, Doamne zile cu ajută. <sus> Înțelegi? Și efectiv, eu nu puteam să merg pe stradă, pentru că dacă mă oprește o persoană să fac poze, vede vecinul ăsta și se întâmpla așa o, un număr mare de oameni care poză, poză, adică cu tine fac, dar dacă ai și cu mine, te rog, eu, sunt ultima, zic, tu ești ultima, dar eu în rând. Și la un moment dat am fost și mi-am cumpărat o mască și acum nu exagerez, ca să nu fiu cumva, vin și mă dau mare și tare. nu puteam să stau cât decât eu cu familia și cu prietenii ca să savurez din ziua orașului. Mi-am pus chipiu pe ochi, mască, măscuță și am ieșit în... Eu cred că o problemă pe care o are un om. Cât de mare nu ar fi ea, este exact ca și o. Hai să facem o comparație. Ca o bubă, da? Iată, noi avem un coș sau o bubă mare și ce facem? Îl astupăm cu fonditien pe față, de exemplu, ca el să nu se vadă. El la distanță nu se vede. Înțelegi? Noi deseori, noi am fost învățați că problemele trebuie cumva ținute pentru tine, trebuie, ele nu, nu, nu trebuie afișate. Eu cred că omul, dacă are o problemă, el trebuie, în primul și în primul rând, să, să accepte această problemă pe care o are el și, din moment ce el o ține aici, el rămâne în inimie, trebuie spus. Pentru, pentru mine, problema cea mare, cea mai mare problemă a fost rușinea că tatăl meu a fost alcoolic. Asta, asta a fost o problemă. Eu, la facultate, primii ani, în n-am zis la nimeni nimic. Am depășit-o atunci când deja am început să vorbesc societății că această problemă nu este problema doar a mea este problema societății. În cazul în care această problemă aș fi avut-o doar eu, pe acest pământ, da, era foarte grav, probabil că ajungeai la... Dar această problemă și această problemă, din moment ce se vorbește cât mai des despre ea, că nu e bine asta, nu e bine o femeie să fie bătută, nu e bine, nu e bine, oamenii deja altfel gândesc. Sau de ce eu tot timpul vreau să văd ceva frumos în fața ochilor? De ce eu fac pistităt flori și asta? Eu n-am cum. Eu, eu, când mă trezesc dimineața, trebuie și eu un copac frumos și un milion de flori. Pentru că pe mine asta mă încarcă și un om care vede doar frumosul în fața lui, el tot timpul o să fie pozitiv. Imaginează tu stai într-o casă și vis a -vis de tine non-stop um, casă părăsită. Vrei, nu vrei, asta acționează cumva asupra creierului. Fiecare de noi, dacă nu a avut o mamă sau un tată alcoolic, o a avut o mătușă, o rudă, o vecină, noi trăim în această societate care are această problemă, care din punctul meu de vedere este cea mai mare problemă a societății noastre. Eu încercam cumva prin ceea ce urmează să zic eu, pentru că din păcate această dramă au trăit-o foarte mulți artiști, și oameni, în sens că mulți oameni, inclusiv artiști care cumva ascundeau. Iată, părinții nu prea îi scoteam la tot ce înseamnă în fața reflectoarelor, chiar și pe internet. Acum, eu cu mama, cum am făcut-o și am făcut-o și mama vedetă, dacă pot să zic așa, și oamenii o iubesc foarte mult. Acum foarte mulți influencer și nu doar, cumva deja o scot și ei pe mama în față. Adică promovează altfel părinții. Pentru că nouă, la un moment dat, ne era rușinic mama stă împropodită, știi? Nu, nu știu cum. Nu, ea este mama mea. Din moment ce ea trăiește la țară, ea este la țară. Eu n-am să zic mama mea tot, tot timp stă cu unghiile făcute și cu genii. Eu zic, mamă, hai, dă-o neam să te și e mai, mai frumoasă. În sensul... Eu uh, cam deseori am zis-o că eu tot ceea ce sunt, tot asta vorbesc, asta zic. Eu nu am chestii pe care nu aș vrea să le vorbesc. Eu cam sunt o carte aproape deschisă. Și de aia acum e ai la modă să scrii cărți. Că vezi, te așa pe tatăl meu e râsul. Acum mai la modă să scrim cărți, adică noi avem dita mai experiență de viață, noi suntem deja poeți, noi putem să învățăm oamenii, știi? Și când a venit acest val, care este, din punctul meu de vedere, aberant, ca să scrii o carte, în primul rând, trebuie să ai ce scrii. Asta nu înseamnă că eu nu pot scrie. Salut, eu astăzi am băut cafeluța cu mâna dreaptă, asta e carte? Asta e căcat. Scuzați-mă de expresie. Dar acum e de acest val de a scrie cărți, de a... Vai cât de... What? Și mă întreabă lumea, dar tu ce nu scrii cărți? Să dar și nebun de cap. Pentru că asta e tâmpienii din punctul meu de vedere. de dorit cărțile, dacă le scrim, spunem pe copertă o fotografie frumoasă cu noi nu, nu vă supărați, normal că se simt cei care au scris cărți, dar nu, nici, măcar n-am fost răutăcios. Eu nu cred că e ok, scrii cărți, că ce, cum a fost copilăria mea, dar toată, toată, lumea a trecut pentru o copilărie mai bună sau mai rea. Toată lumea are ceva de scris într-o carte. Și tu poți scrie ce ai făcut, cum te-ai jucat. Da, poate că o să fie interesant, dar asta nu, asta nu înseamnă că asta e o carte. Asta, um, dacă noi observăm tot ce se întâmplă mediu online sau... Iată, există această... Eu copii pe cineva. Și des ori se întâmplă că cineva copii pe cineva. Din fericire, pentru mine, eu nu am copiat pe nimeni. Eu am fost Emilian Crețu exact așa cum am pornit de la negure. Noi copiem, vreau să știu ca și dânsul, bla bla bla, bla bla... Nu, n-ai cum să copii pe cineva. Da, să te inspiri una. Știi, nu, probabil că e vorba și de noroc aici, de eu nu știu acum. Eu tot, tot des ori mă întrebam, dar de ce blin eu, e ca parcă am și eu două mâini, două ochișoare, un cap nu tare deștept, așa cum e el. Nu salând a lung, zici că e cel mai frumos bărbat din, de picul. Nu știu, probabil e vorba și de destin, de Dumnezeu. Eu cred în soartă și tocmai de aia nu mă tem de nimeni în această viață. Pentru că dacă o să ceva cu mine mâini, înseamnă că așa au fost chiar de la început, ca tu, anumii mâini, nu știu ce dată să fii, să cred în soartă. Și că, dar cred și cumva, pe lângă faptul că, că, că cred în soartă, o cacofonie de eu cred și că oamenii cumva pot să contribuie, pot un pic să-și schimbe. În măsura în care tu vrei să obții ceva de la această viață, ai aceste coaie de care vorbesc eu, te doare în fund de ce zice societatea, te doare în fund de tot ce înseamnă hate și pur și simplu zici, băi, dați-mi pași să-mi trăiesc viața exact așa cum vreau eu. De ce eu trebuie să -ți zic să-ți dictez ție cum trebuie să trăiești tu viața? Poate pe tine te faci fericit ceva, dar pe mine acel ceva nu mă faci fericit. Înseamnă că dacă pe mine mă faci fericit anume asta, asta așa am să fac, pentru că eu desigur zic, eu mai ghidin, îmbrăcat rochița și mă duc și-mi fac banul meu cinstit. Știi, și mă zic, ai, viață mare, uh, te îmbraci în rochii Dar de ce nu te îmbraci? Dar îmbracă și tu. Îmbracă-te și -ai să vezi dacă într-adevăr e simplu, e ușor. Eu așa m-am regăsit, așa mă manifest, așa exist. Pentru că așa sunt eu. Eu fac banii prin rochiți, mă îmbrac în rochiți și mă duc și fac bani. Cinstiți sub nicio formă nu este în funcție de câte vizualizări am eu, de cât, de, cât, de cât colaborări am, Câte de mare contract, câte milioane am făcut. Astea sunt importante. Joacă un rol important. Dar pentru mine, succesul pe care l-am eu se măsoară în inimi Metaforic vorbit, în inim. Iată câte inimi am cucerit. Și în orice colț al țării nu m-aș duce, lumea zic, hai Emilian, și ai impresia că tu parcă ești la tine în sat. nu m-am sat, cunoști om cu om. Eu oriunde nu m-aș duce cineva, chiar și aici era o fetiță la intrare. Poți să te cuprind. Dar normal, cum adică ești obligată? Mă tem de singurătate, asta e unica de ce mă tem. Eu, eu am descoperit și acum recent că eu când mă culc noaptea, Câteodată sunt obosit și închid draperiile ca să fie întuneric și în ultima perioadă nu pot să le închid pentru că nu suport să fiu întuneric și să fiu singur. Pentru că eu în fiecare zi gust din plăcerile tot ce înseamnă atenție, oameni, pentru că vrem sau nu vrem la un moment dat fenomenul Emilian Crețu nu o să mai fie un fenomen, o să fie un moșnejel drăguț, sper. Și eu în fiecare zi știu că asta o să se întâmple. Pentru mine asta nu o să fie, wow, gata, astăzi nu mai sunt popular. Eu știu. Și tocmai de că cred că o să, atunci o să fie mult mai ușor. Este foarte complicat să... Este foarte simplu să te ridici undeva sus, dar atât de complicat este să menții pur și simplu te să știi exact ce faci, cum faci, pentru că oamenii... Eu tot sunt om, Greșesc și, greșesc și eu și când greșești cumva trebuie să fii foarte atent îți conștient de faptul că eu am schimbat opinii eu cumva într-o oarecare măsură am educat societatea noastră și aici mă refer la tot ce înseamnă atunci când am apărut prima dată îmbrăcat în femei în spațiu online care asta era Doamne ferești și rușinii, Doamne ferești și, do îți să, și îți dau un caz concret, cum am schimbat eu societatea foarte puțin. Dacă am schimbat cel puțin un om, deja eu pot să zic că am schimbat societatea. Atunci când am apărut pentru prima dată, pe Facebook eram cel mai activ, Unii, pe lângă mesajele frumoase pe care le aveam, primeam și multe mesaje de hate cel mai serios, știi? Și normal că eu cumva, pașli, 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 las că eu știu ce am de făcut. O trecut ani și acum nu exagerez. Uh, am primit un mesaj la un moment dat Acum vreo 12-13 ani în urmă Că tu ești Pi-pi-pi-pi-pi Pi-pi-pi-pi-pi Ia ca așa, a să mă prinde și asa mă mai scort. Și eu am, Eu am zis bine și atât Și au dispărut acel mesaj din viața mea Au trecut cam 10 ani Pentru mine este Deja o onoare uh, Primesc încă un mesaj fix de la acel domn, că era un bărbat. Poate că el mă urmărește, deja este fan, cu siguranță mă urmărește. Și jur acum, nu mă laud. Și eu văd, văd mesajul și înainte de a-l citi, mă uit sus, zic că e clar, am uși să încep. Bună ziua, Emilian. Tu cu siguranță vezi mesajul de sus. Și zic, da, l-am văzut. Și el a cu un mesaj foarte frumos, unde zice că Emilian, în primul rând, nu știu dacă e cazul să-mi cer scuze sau nu, dar oricum îmi cer scuze pentru ceea ce a fost acum 10 ani în urmă. Dar uh, soția mea, el da, s-a maturizat, s-a soția mea te iubește la nebunii. Copiii ei sunt înnebuniți de tine. Mama, soacra, nu știu ce le-ai făcut, ești un drog pentru ei. Și familia mea este fericită și datorită ție. Și la un moment dat m-am pomenit că stăteam în pat cu o în cap și te urmăream. Așa că felicitări. Acum mă doare fix într-un loc dacă ai fi tu sau n-ai fi gay tu pur și simplu ești un om extraordinar. Eu m-am blocat și zic, serios? Se poate așa ceva? Oamenii, pentru asta lumea e frumoasă, că suntem diferiți. Noi nu putem să fim toți tot nu putem să fim toți Emilian sau tu sau... Nu putem să ne îmbrăcăm toți în negru, nu putem toți să fim scurți, băiței, tunși. Păi dacă eu nu, 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 simt că vreau să fiu tuns scurt, dar vreau lung și păr vopsit, jumate albastru, jumate purpuriu, este exact problema mea. Eu ce am greșit eu față de tine care mă hituiești dacă eu vreau să fiu păr lung? Da, poate că arăt ca naiba, arăt urât, de exemplu, dar eu așa simt că vreau să fiu. Și eu cred că societatea noastră, din fericire, are un progres nu mic, destul de bunișor. Și asta mă bucur. ai auzit de tehnica masajului japonez? Terapia cu B2 este una din cele mai preferate tehnici ale starurilor de la Hollywood. Este vestită pentru că înlocuiește injectările cu acid hialuronic. Doar 10 proceduri pot scăpa de bărbie dublă, obraji lăsați, puni sub ochi, linii fine și profunde. Mișcările specifice ale acestei tehnici stimulează producția de colagen și elastină în organism, înnoiește celule moarte, având ca efect netizirea riturilor și luminarea tenului. <laughs> Măi, mitica. Hai să fim... Uh... Corect și cinstiți în tot ceea ce se întâmplă, da? Eu, prin postările mele, că eu ironizez niște situații, ironizez și pe politică, și pe social, și pe persoane publice, asta, că, e meseria mea, eu fac ironii de o situație care mie îmi pare că e penibilă. Dar dacă Tani Vander poate să vândă nică și sunt fete, să nu zic proaste, zic naivi, când și eu sunt la un moment dat, sunt fete naivi care sunt gata să bani pe nică, atunci Tani Vander, bravo. Din moment ce atâtea fete care, ca și cum mă urmăresc, probabil, ele cred că succesul e acest praf magic, înseamnă că noi avem o, problemă la acest. Dar nu este problema lui Tania Vander. Nu e problema ei. E problema la societate. Cum? Duci să cumperi colb am hate um, ironizând pe niște situații pe care le fac și ea. Eu niciodată în viața nu am zis că e proastă. N-am cum. Ironizând, încerc să... Nu că -o atac pe dânsa, dar îți dau din înțeles la... Alo? Dar toată lumea profită, inclusiv și politicienii, profită pe seama oamenilor sărmani. Când le zici și votați-mă, că ia așa și... Și... Hă? Preșism, diferență mari între politicieni și Tania Vander. Vander vin de praf și lumea cumpără și, și politicienii vorbesc acum de toți, nu, nu de un partid anume. Vând idei de șartic. E ca dacă și noi, ea se întâmplă. Succesul, în primul rând, pe lângă talent, dă-l în măsa de talent. Înseamnă muncă. Punct. Dar n-ai cum altfel. N-ai cum. Mai despre... Da. Nu înseamnă că Scarlat nu a greșit a greșit prin felul cum s-a exprimat. Dar din moment ce el lucrează în, în domeniul domeniu de zeci de ani, cred că știi mai bine decât mine. Dar eu cumva nu, am făcut acel filmuleț nu ca să-l apăr, dar doar ca să zic, băi, că noi din păcate suntem făcuți în așa fel, că dacă omul a greșit deodată îi dai în cap. Dar toate succesele care l au avut el, niciodată nu m-au interesat, pentru că și al meu cu Scarla Dele, în America, nu știu unde, un tată a dat în judecată, am vrut să distribui, uh, uh, a dat în judecată doctorii că nu l-au convins pentru că el vrea tare să asiste la, la, nașterea copilului O asistat și el după asta a dat în judecată doctorii că nu l-au convins să nu fie pentru că la nu s-a dereglat psihicul. Și o câștigat cazul cu, dar nu știu dacă pot să-i zic numele, dar ia o să știi despre cine este vorba. Am fost la un, eveniment la un moment dat într-o țară străină. Nu zic țara ca o să-și dea seama. și era perioada când am găsit această casă pe care am cumpărat-o, dar nu aveam bani, apartamentul nu era vândut, aveam vreo 50 de mii de euro, nu mai țin minte și nu -mi mai trebuia ceva. M-am dus la eveniment și eu cu acea doamnă, că e o doamnă, care, care îi mulțumesc tare mult și te iubiesc eveniment. Aveam atunci, dacă mă greșesc, era pe, pe eveniment o mie jumate de euro. Și îi povesteam de casă, doamne, am găsit, doamne, eu am scumpăr casa și eu nu-i ajunge bani, am să mă împrumut, nu știu și nu știu și. Un om pe care îl văd prima dată în viață. Și zice, Emilian, pot să te împrumut cu 10.000 de euro? Mă fac ruși, că așa a fost. Zic, cum adică? Eu știu, tata meu așa mi-a spus, că dacă cineva își cumpără casă și visează la ce, acea la emoție și acea și trăire și tu poți să-l ajuți, ajută-l. Ca asta o să fie foarte bine și pentru tine. Și să dau eu, noi nu ne nu, cunoaștem nu, cum. Sunt? Nu, eu știu și nu ești Și chiar dacă ai sfârșit cu 10.000 de euro, asta asta e pierderea mea. Eu te împrumut cu 10.000 de euro. Eu am. Da, i-am luat când trebuie eu. Și am zis că, ok, um, i-am luat, um, ne-am înțeles pe un an de zile. Adică, maxim ca să-i dau înapoi. Și i-am dat. Um, Napoi peste vreo șapte, opt luni, mai să nu te Datorii Emilian Crețu nu are, oameni care te de la lui Emilian sunt vreo câțiva, dar eu invers. Orice contract de al meu, în primul rând, este semnat, contract, uh, pornește de la 1000 de euro în sus. Adică dacă eu vin în magazin și fac câteva insta uri dar aceste insta uri nu sunt doar pe, pe, Instagram, dar automat și pe da, sunt român, pagina de Facebook. atunci o 1000 de euro în sus. Da, unica ce știu că se face bani pe internet în cazul în care ești un brand. Altfel nu era să-mi fac casa, îți dai seama dacă nu, se faceau bani. Eu oricum am să zic la final suma, pentru că totul este transparent. Depășește. Hai să schimbăm subiectul. Yeah. Nu, în sens că nu o să fii, gata am să zic. Nu că mă ascund ceva. Depășește peste 10 milioane de lei. Depășește cu mult. Pentru că sunt unele cazuri când banii nu că mențin fericirea. Banii aduc viață, banii mențin viața. Câte cazuri se întâmplă pe internet unde un copil sau cineva are nevoie urgent de un milion de dolari sau 500 de mii de euro? Păi cum? Și familia respectivă nu are acei bani. Apoi, în cazul în care se strângă acești bani, banii aduc fericire sau nu? Cum adică banii nu aduc fericire? Mai ales banii cinstiți. Da, mă, dacă vorbim de mișmașuri, atunci deja eu în, în domeniul ăla n-am fost sper niciodată să ne ajung. Am fost la o doamnă, la, nu știu, probabil că tot a murit, nu mai știu că era în ultima stadie, era o doamnă tânără de, de vârsta mea, avea vreo patru copii, și noi atunci, cu echipa de la Aldorf, mai mulți, cumva i-am reparat bucătăria și bucătării am pus ca să fie comod bunicii, ca să te acopii ceva de genul ăsta. M-am dus și pentru mine a fost cel mai dramatic, era că acea doamnă, eu cred că e vie, nu știu exact, dar știu că era foarte, asta s-a întâmplat câțiva ani în urmă, era de vârsta mea. Și eu în secunda aceea când am intrat și când am văzut-o și când ea, e minunat, vină lângă mine. Vină, și m-am așezat, mă de cancer. Și dacă nu greșesc eu, avea și o poză cu mine, uneva pe acolo o pusă. Și ea, hai, vină lângă mine. Eu în fiecare zi te urmăresc și te plângi. Și eu trebuie să-mi dau seama să nu plâng pentru că în astfel de momente e tare, tare greu să te ții, știi? Pentru că eu ca și om, ca și actor, ca și profesie, eu orice trec prin mine. Eu automat văd un om și eu mă pun în situația lui. Știi, și eu am stat cu ea câteva minute, am vorbit cu copiii. Până că Emilian, sincer, la tot ce se întâmplă, eu sunt fericit când în fiecare zi, pe lângă copii, eu mă uit la tine și mă încar cu energie. Și toți asta zic că ei cumva zic că eu sunt un fel de medicament. Și văzând postările mele, unii eu mă prostesc sau beau cafea cu mâna dreaptă sau nu știu ce. Iată, aceste postări pe unii oameni, pentru unii, unii, se uită zic că bolnav de cap, alții se uită că e fanii, dar alții se uită pentru că ăsta e medicament. Și asta pentru mine contează cel mai mult. Iată, acești oameni, de fapt, mă fac să nu dau mâinile jos și să nu pun în prim plan oamenii care critică. Țin minte că era pe pat, că nu putea să ridice cumva, m-a așezat lângă dânsa și m-a apucat de mână și tipa, Doamne, tu ești așa, tu ești. Și oamenii atât de sinceri sunt. Și n-ai cum, ei n-au cum să te În aceste momente, de fapt, îți dai seama că de fericit ești tu cu soarta ta. Că tu poți, prin felul de a fi, să faci alți oameni fericiți, alți oameni să le dai cumva putere de a... Mai sunt cazuri și chiar de o colegă de la jurnal, la fel când era bolnav de cancer, desigur, să uiți și Asta pentru mine este, este chiar un succes. Ăsta este succesul cel mai mare. Da, banii sunt foarte importanti. Iubesc banii la nebunii. Dar nu. Toată lumea iubește banii în nata de leacate. Eu o să știu exact rostul banilor. Că mulți ei mari în brânză, că în bani, că nu știu și lăfăim în bani pentru că eu muncesc pentru dânșii. Nu a fost nimeni o dați să vii să-mi că n -ați. bani pe deja și gata. Nu, eu am muncit pentru ei, am muncit pentru numele meu, am muncit pentru ceea ce sunt, pentru valorile care le am. Um, când am fost prima dată, am zis, am fost și în an, pentru că, deși atunci când am fost 10 ani în urmă pentru prima dată, cumva am zis că nu mai merg niciodată acolo, niciodată, pentru că este, e atât de mare durere acolo în acei pereți, Că inima mea și că meu cumva, nu refuză să să gândească că există așa oameni. Și după o perioadă, iată, eu cred că e ok ca fiecare din noi la un moment dat, dacă are posibilitatea să intri doar pe un minut ca să-și să dea seama și să prețuiască viața la justa ei valoare vorbesc acum de oamenii sănătoși, oamenii care se plâng, oamenii care nu, nu, nu reușesc în viață pentru că asta, pentru că asta, pentru că asta, pentru că asta. Și nu trăiesc din plin. Fie, fiecare zi trebuie trăită din plin. Fiecare secunde, pentru că noi suntem acum aici, dar nimeni nu ne garantează că eu după ce am să ies la acest interviu, doamne ferici, se întâmplă ceva într-un accident, în chico... O... Noi cumva suntem, las ca să -și eu fericit mâine niciodată în viață nu așteptați că mâinii să fiți fericiți. Fiți fericiți în secunda asta. M în mare parte, toți copiii au această... au un fier, unii au pic, aceste picuratori, această... nu știu cum se zice în termeni medicali, toți, practic, sunt fără uh, păr, și toți stau tei, dar tu îi vezi pe ei pe lângă toată drama care îi se întâmplă acolo și durerile pe care le au, în ochii lor există acea speranță și bă, eu oricum o să fie bine. Oricum o să se ceva frumos, știi? Și prima, m-am dus, nebunul țin minte a cântat, Gabriel Nebunu, eu am, am avut un mesaj de felicitare pentru ei și după aceasta am ieșit pentru că nu, iarăși nu puteam să... Iar doctorii care, care erau acolo, inclusiv și părinți care au trăit această dramă și copiilor au murit, ei lucrează acolo anume pentru a încuraja ca pentru că acești copii nu vor să vadă oameni care vin și plâng după asta trebuia să dau un, un, un interviu pentru televiziune, dar a fost imposibil. Pentru că, iată, există viața noastră plină de probleme și există, iată, acel loc. Și eu eram la geam, Boșem ca un copil mititel și trăiam această, acel moment în acea clădire și îmi dădeam seama că acolo, peste geam, e altceva. Acolo sunt probleme, griji, oamenii, unii se invidează pe alții, alții se hate nu știu ce. Dar oamenii de acolo trăiesc Ultima lor clipă, probabil. Dar o trăiesc frumos. Pentru că fericirea înseamnă și această cafea pe care o beau eu acum. Dar nu încă, dita mai, eu, eu vreau să ies de aici. Îți dai seama. Pentru că eu sunt aici, pentru că eu vreau să, să ies din acești pereți, pentru totdeauna. Eu de mic copil știam că sunt nebun și vreau să fac teatru. Eu de mic copil știam că vreau să cuceresc oameni și inim. Și de mic copil știam că vreau să fac lumea mai frumoasă. Eu nu credeam, dacă îmi spuneai acum 12-13 ani în urmă de Emilianu Crețu de acum 20 în 2023, era, eu zic că nu, nu, e prea, e prea mult și cu tine. Maxim lucrez în teatru, lumea vine la teatru, mă vin, e fain și atât. Și eu, eu, deci, eu chiar când venim de la facultate și când cumva încă nu mă cunoșteau nimeni decât doar colegii, eu când mă duceam la cămin, Deși am trăit foarte puțin acolo. Ștefan cel Mare, aici unde gemini și vizavi unii primărie, da? Aici de obicei sunt mai puțini oameni, aici tot timpul e foarte mult lume. Eu niciodată în viață nu am mers pe acolo, aici. Până e foarte mult lume. Da, doar pe acolo mergem. Vreau să fiu important, că eu merg, până eu merg oamenii, că acolo sunt mulți, acolo ceva se întâmplă, acolo este viața, acolo oamenii sunt diferiți. Dar aici merg pe drum și atât. Iată, e desi ori zic, întotdeauna când, dacă mi-ar da cineva rețeta succesului și drumul ca să-l parcurg, ea ca din punctul ăsta până de cap succesul și este drumul ăsta drept și drumul ăsta e așa, el aș lege pe asta. Nu pe asta drept și simplu. Pentru că eu la un dat, o să mă plictisesc și noi desigur ori ne plictisem de multe chestii. Tocmai de aia sunt hate sunt căderi, urcușuri. Iată, dacă aș putea, aș face un spectacol uh, bazat pe cazuri reale din viață, cum unii oameni au fost de succes și au căzut în patima alcoolului, sau cum unii oameni doar alcoolul l-au văzut la viața lor și nu știu că există viață după alcool. Dacă sunt înțeles corect, pentru că tot din moment ce ești alcoolic, tu pentru tine viața cumva, eu vorbesc acum dintr-o parte, pentru că vedeam pe taică. lui nu-i plăcea starea de a fi om treaz. El dimineața la ora șapte era deja beat, prima dată. La cinci se că la șapte se meti și înțelegi? Aș face două spectacole și foarte bună întrebare, aș face o poveste, o poveste pentru copii, o poveste unde fiecare copil, nu, nu zădare, acum sunt și la licei, în viața noastră tot, totul este real. Când, mulți zic doar în povești, totul este posibil. Nu, este posibil și în viața de om matur. Normal că ar fi flori peste tot, ar fi magii, ar fi mister. Pentru că eu am și magie, și mister. Dar uh, primul spectacol ar fi o poveste pentru copii. Că în viață totul este. e, e, cam, e cam poveste. E fix cam poveste. În viață sunt minuni, miracole. Dar noi, oamenii, putem să facem aceste minuni. Putem să facem miracole. Putem să avem acel castel. Nu vorbesc acum doar de finanță, dar în sens că în viață tot. Noi suntem niște personaje ale unei povești. Iar de noi depinde această poveste unde, în care parte să mergem. Aș face un spectacol pe mama Oi, Doamne Dumnezeu. Cu siguranță pe mama, da. Iată, prototipul mamei este, dacă ne întoarcem acum, la 20 de ani în urmă, este o femeie care, pentru copilul ei, este gata să suporte bătaia. Este gata să fie umilită până în ultimul, până în ultimul hal, înțelegi? Pentru că, pentru ea, fericirea copiilor ei este mai important. Asta nu înseamnă că mama o a avut dreptate de fiecare dată când o acceptat aceste bătăi. Pentru că cumva femeile în societate, dacă ne întoarcem nu foarte mult timp, ei, fii este trebuie să stă acasă, să fac copii, să să facă mâncare, să vie bărbatul, să mănânci și dacă a o a bat, o bată, dacă nu, nu, azi, azi eu mărs, nu a bătut o bătut-o. Înțelegi? aceste femei din fericire, din punctul meu de vedere, în ziua de astăzi, ușor dispar. Mă refer la generația nouă. Femeile știu că au preț, au valoare și femeile din ziua de astăzi nu o să suporte. Mă refer la generația bătăiei din astea, umilințe. E plecat? A. Alina Stoianu are un copil frumos, o fetiță extraordinară, îl cheamă Mora. Și tatăl ei este fericit că Alina Stoianov este mama copilului ei. Și vreau să mai adaug încă o chestie. Prin mii de mesaje de felicitări și din partea politicienilor și mulți, 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 a fost doar un singur mesaj care m-a făcut să zic, wow, există și astfel de mesaje. O doamnă mi-a scris, Emilian, eu nu sunt felicit Sau o sunt felicit deja? O să vedem. Eu te urmăresc de foarte mult timp. De foarte mult timp. Și știu exact cine ești tu în raport cu familia ta. Cu fetele din viața ta. Cu mama, cu sora, cu nepoata. Și din postările care sunt. Eu știu cine este tatăl copilului înșat. Nu, nu simt, de două secunde. Până acum câțiva ani, misterul și al mare era dacă eu să ghei sau nu. Acum lumea a uitat în genere. Nu există. Pui copilul ăsta. Mamă surogat, dar și eu vreau mai mulți copii. <laughs> Măi, din păcate nu se poate de făcut în Moldova mamă surogat poate că o să mai revin la această idee. Sora mea și-a dorit foarte mult un al doilea copil, foarte mult și uh, pentru ea deja se transforma într-o dramă. Pentru că tu când îți dorești mult un copil și când mai pe internet, dacă o leac o ești gravidă și nu știu ce. Și pe a fost această perioadă, pentru că nu cred că este un secret, sora mea e gravidă nu natural, prin cale artificială, pentru că au fost mai multe operații, pentru că ceva nu mergea, nu știu ce. Și sora mea m-a sunat că gata, nu o să mai și mamă, că e problemă. Și în Italia costă scump și nu și asumă. De mi se că era înainte de anul nou. Și am zis că du te -amul la doctor și începiți tratamentul și faci ce să aveți de făcut pentru că eu mi-asum toate cheltuielile. <glie> eu îi zic și faci fata mie. Eu nu îi zic, și faci fata mie. Eu pe la mine deja am luat Deja e fata lui tata Și eu mă bucur tare mult Iată, înc încă o, o, chestie Unde banii aduc fericirea Pentru că mea Nu și asum, nu -și asuma această Nu, nu suporta aceste cheltuieli Și am zis că Hai, du-te rog eu și nu-i Înainte de anul nou că a venit Moș leacă mai devreme și a fost o perioadă destul de complicată, a fost prima dată când nu i-a reușit pentru că e cam complicat. Și iar mă sună, boșești că gata, el a pus speranța ca și nu-i depresie, că nu mai faci nimic, că nu știu ce. Și eu, tu am mai am uite, eu s-a doua oară. Nu din prima, din a doua, din a treia, din a patra pentru că acolo există un pachet, achiți banii pentru această însămânțare, și Am costat 6.000 de euro, în afară de analizele care le-au făcut ei și soțul și soția. Și dacă prima însămânțare nu merge, mai achiți încă a doua, încă sunt în sumă tot câteva mii. Dar în cazul de față, pentru mine este chiar o o bucurie pentru că eu îmi pot permite acest lucru. Pentru că, din păcate, multe femei nu pot să fie mămici pe cale naturală din cauza problemelor de sănătate și nu știu ce. Urmează să nască în ianuarie. N-am luat bilet pentru că nu știm exact, dar indiferent, pe jos ajungem noi acolo, nu contează. Luăm avionul rezidențial. Dacă trebuie. <laughs> uh. A, tocmai asta este și problema că Maya Sandu nu m-a supărat cu nimic. Eu pe Maya Sandu nu sunt supărat, nu am fost supărat, eu am votat Maya Sandu pentru că așa am vrut eu și cu siguranță foarte mulți din societate au votat Maya Sandu, nu Partidul PAS. Și de moment și tu votezi pe cineva cu gândul că vor fi schimbări și tu aștepți aceste schimbări și vezi că ei nu sunt, eu nu pot să cer ceva de la o altă persoană uh, politică pe care n-am votat-o. N-am cum să cer de la altcineva. Dar cer de la ce, pe cine am votat. Și acolo am zis clar, poate, doamna Sandu nu știe ce se întâmplă. Pe să spun adevărul sau nu? Emilian, chiar dacă ai fost prea acid, bravo pentru curaj. Din Partidul PAS. S-a propus și bani, inclusiv și pentru tăcerea mea. Doar stac să nu zic nimic de rău de acel politician. Am refuzat. Doar m au sunat prin cineva cunoscut și mi au zis, Emilian, știu că tu n-ai să cu dânșii, dar măcar cât vrei ca să nu-i pomenești deloc nici -un film în nici într-un filmuleț. Și am zis că nu există în această viață așa ceva. Și atât. Am zis de multe ori, politica este foarte murdară, e curvă și acum susțin asta. Asta ar însemna că trebuie să se întâmple ceva cu mine ca să mă bag în politic. Eu sunt fericit așa cum sunt eu, cu banii, mulțumit de banii pe care îi fac. Indiferent acum ce n-aș zice eu, oricum lumea e împărțită în două. Oricum mă critic lumea. Înțelegi? Ce n-aș zice eu, părerea mea contează. Asta mă bucură foarte mult, dar și părerea mea, indiferent care ar fi ea, o să fie criticată ca să o susțin pe Maia sau n-am să o susțin pe Maia. Ce, de ce știu eu exact este că niciun președinte niciodată în viață nu o să-ți dea nimic în buzunar. Indiferent de, a cui parte să și stânga, dreapta, din nirlu, de la vai, de la deal. Cel mai dureros este că da, am primit bani de la toți politicienii pe care i-am susținut din punctul de vedere a unora. Sau acum cu casa acasă, normal, banii rușilor, banii lusate, îi mari, au și casă. Dați-mi o Biblie acum, e ca aici să o pun, și să vii oamenii care f*** cap, -o, scuze că am zis că n-ați vorbesc prostii, că eu am luat bani pentru politicieni, spun mâna pe Biblie, dacă noi credem toți în Dumnezeu, e ca să spunem aici.